Veronico, Veronico, fată bună și cu minte, pentru tine, Veronico, traista este darul meu. Dacă în vremea copilăriei mele, în anii 80-90, aveam foarte puține variante de prăjituri pentru a alege, iar preferata mea era prăjitura indiană, în zilele noastre sunt atât de multe opțiuni încât nici nu știi pur și simplu ce să alegi, unele mai sofisticate decât altele. Am decis să mă delectez de ziua mea astăzi, de 1 iunie, cu un mus de ciocolată albă cu căpșuni. Vremurile s-au schimbat, la fel și gusturile copiilor. Cei mici le cer acum părinților prăjituri care mai de care mai colorate și sofisticate, așa cum au văzut ei în cofetăriile din străinătate. Am început să umblăm mult pe afară. Noi românii, copiii, într-adevăr, acum merg în capitale europene, gen Paris, Disneyland, și văd alte lucruri. Da, începem să învățăm cât de bine și de bun și de ce nu sănătos se poate mânca un desert. Cofetăria tradițională românească veche e un pic limitată, ca și arome, ca și gusturi. Indiferent de epocă, dulciurile au fost și vor rămâne preferatele celor mici. Iar cum astăzi este 1 iunie, merită să sărbătorim toți, mici sau mari, cu o prăjitură delicioasă.